Bun. Bine ați venit, eu sunt Ștefan, hostul vostru astăzi. Andreea este speakerul nostru la Sibiu Web Meetup numărul 17. Cam atât am avut de zis. Nu prea am multe de zis astăzi. Am să las pe Andreea, am să-i predau cuvântul. Ok, mersi, mersi, foarte fain. Eu o să încep. Ca să nu pierd foarte mult din timpul vostru. Așa. Oare se vede ecranul? Da. Da? Ok. Super. În primul și în primul rând, mulțumesc pentru că v-ați făcut timp sâmbătă să veniți la prezentarea Don't Cut the User from User Experience. Nu știu când dintre voi sunteți designeri, dar probabil majoritatea dintre voi lucrați pentru o companie de IT, creați produse software, poate lucrați puțin și în hardware, deci înseamnă că interesul pentru prezentarea asta e destul de important pentru voi. Eu sunt Andreea, în momentul de față sunt Senior UX Product Manager la Analog Devices, pe departamentul de healthcare. De obicei vorbesc foarte mult de tot ce înseamnă user experience, proces, parte de research, usability, accessibility și healthcare UX. Iar în timpul liber, cât nu lucrez, sunt mentor pe ADP List, ADP Health și UXPA, User Experience Professional Association, unde totodată sunt și membru. Pentru astăzi am pregătit o agendă pe care să vă prezint așa, ca să puteți vedea puțin cum am structurat prezentarea de astăzi. Am început cu un case study, un case study cu care m-am lovit eu foarte mult. În ultimii 2 ani și ceva am făcut foarte multe interviuri din poziția de lead, respectiv de manager, pentru UX designer. Case study-ul să se referă destul de mult la ultima mea experiență ca UX manager. Asta însemnând undeva din 2021 anul trecut până din iunie 2021 anul trecut până în septembrie 2021, când am făcut recrutările pentru a-mi crea echipa. După aceea o să vă povestesc puțin despre interfața care a omorât-o pe Jenny. Este o poveste reală din cartea Tragic Design, pe care vă recomand cu foarte multă căldură, mai ales dacă sunteți interesați de domeniul de user experience. Povestea asta, teoretic, m-a ajutat și mai mult să pun accentul pe partea de research și o să vedeți de ce. O să vă prezint așa cât pe scurt cum să alegeți metodele de research pe care o să le aplicați sau pe care sunteți curios să le aplicați în munca pe care o faceți și, bineînțeles, la final o să fie niște takeaways. Dacă vreți, aș sugera ca întrebările să fie la final, să putem să avem o discuție cât mai liberă și să dezbatem atunci toate lucrurile. Când am avut interviurile, am fost un picuț un alt fel de manager. Am trecut prima dată prin HR. Nu-mi plăcea absolut deloc candidații pe care îi primeam de la HR. Și nu-mi plăceau nu neapărat din cauză că nu aveau experiența potrivită, dar voiam ceva mai mult. Voiam foarte mult interacțiunea pe care o au UX designerii cu utilizatorul final. De aceea, întotdeauna eu aveam următoarea întrebare. Care sunt metodele de user research pe care le aplicați în rolul pe care îl aveți? Majoritatea am recrutat oameni și pentru poziție de junior și pentru poziție de medium și poziție de senior. Și totodată, care este approach-ul lor pentru usability testing? Au fost 25 plus UX designers interviewed, iar lucrurile au stat puțin cam triste. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că am pus așa niște cifre estimative, cât să fie 25, dar, cum am spus, sunt aproximări. Am constatat cu foarte mare tristețe că majoritatea
UX designerilor, UX professionals, nu au facilitat niciodată sau aproape deloc un usability testing a unui produs, a unui prototip, și nu au făcut efectiv user research. De multe ori, când încercam un pic să-mi dau seama și de cunoștințele pe care le au, nu se distingea foarte bine nici diferența dintre qualitative and quantitative user research. Nu se știa exact, poate doar la nivel teoretic, ce presupune usability testing și așa mai departe. De cele mai multe ori, deciderii pentru fiecare proiect erau clientul sau PM-ul. Lucru care este foarte negativ pentru produs. În momentul în care tu vrei să creezi ceva pentru utilizator, acel produs ar trebui să fie testat cu utilizatorul, să vezi dacă flow-ul este unul corect, dacă ai înțeles bine ceea ce trebuie să facă utilizatorul și așa mai departe. În momentul în care tu ai doar niște asumții pe care le pui pe pagină, nu știu, poate că te-ai inspirat din Dribbble, te-ai inspirat din Behance, te-ai inspirat din orice alt proiect pe care l-ai văzut pe internet, apare o discrepanță foarte mare între ceea ce se poate întâmpla în lumea reală și ceea ce ai creat tu. Întotdeauna, ca să poți să evoluezi tu ca UX designer, e important să-ți verifici asumțiile. Și cum poți să-ți verifici asumțiile decât prin research, decât prin usability testing, decât prin user testing și așa mai departe. Altfel, vei continua să tot creezi produse, pentru că putem să creăm niște experiențe, da? Dar putem să creăm niște experiențe pe care să le facem efectiv pur și simplu teoretice sau pur și simplu ca să trecem de la un proiect la altul, dar fără ca să aibă un impact decisiv asupra utilizatorului. Iar în jur de 8 persoane au avut facilitat atât user research în timpul proiectului și usability testing mai mult de 3 ori. Asta este un lucru cât de cât încurajator. Dar vă spun totodată din experiență, nu blamez pe absolut nimeni, pentru că ceea ce se întâmplă, din păcate, în momentul acesta și se întâmpla și înainte, de exemplu, când am fost la o companie de outsourcing, niciodată nu exista timp pentru research, niciodată nu există timp pentru usability testing. Clientul întotdeauna știe mai bine. Dacă ai idei, nu e nevoie. Întotdeauna, cel mai mic timp, nu doar din outsourcing, cât și în companii de produs, se alocă research-ului. Cel mai mic timp se alocă usability testing-ul. Sau lasă că o să-l facem. Dacă e să ajusteze cumva roadmap, usability testing se duce. User research se duce. Și chestia asta, continuând și continuând, nu duce la absolut nimic bun. Nu duce la absolut nimic pozitiv. Însă am și o veste bună. Uitându-mă la statisticile de pe anul trecut, care au fost publicate acum la începutul anului 2022, la nivel global, în majoritatea companiilor mari, usability testing, partea de user research, a prins o amploare foarte, foarte mare. Eu sper din suflet ca lucrul ăsta să se întâmple din ce în ce mai mult și în companiile de la noi. Pentru că în momentul în care tu, ca professional, începi să ai vizibilitate asupra cine îți va folosi ție produsul, atunci tu vei deveni un professional mai bun. Îți testezi asumții, înveți, pentru că tu în momentul în care te duci și discuți cu utilizatorul final, tu înveți foarte mult. Înveți un comportament, înveți flow-uri, îți pui ție întrebări, ești într-o continuă învățare și asta nu poate decât să te ajute să te dezvolți foarte mult. Așadar, vă întreb, dacă noi nu implicăm absolut deloc utilizatorul, da, în procesul nostru de UX, în procesul pe care îl avem, fie că este bazat pe design thinking, fie că este bazat pe o altă metodologie, dacă noi nu implicăm absolut utilizatorul și facem noi o testare sau PM-ul ne dă acordul sau clientul ne dă acordul, unde mai este userul din user experience? Mai putem noi să ne considerăm UX professionals dacă noi creăm doar o experiență? Cu tristețe pot să spun că nu. Putem să creăm doar o experiență, putem să fim experience designer, dar nici într-un caz user designer.
De-a lungul anilor m-am plimbat destul de mult, pentru că m-am și mutat. Am locuit în Iași, am locuit în București, în Cluj, din nou în București, iarăși în Cluj și în momentul ăsta locuiesc în Râmnicu-Vâlcea. În momentul cât mă tot mutam, întâlneam diferite companii. La foarte puține companii am făcut efectiv, am avut șansa efectiv să testez cu utilizatorii, pentru că există și o reticență. Și cum spuneam, se taie foarte mult. Dar aici, în momentul în care efectiv eram în 2017, da, la începutul lui 2017, și am avut o sesiune destul de. Aveam un prototip foarte mare, am avut o sesiune de design thinking, am creat un prototip și după aceea managerul spunea în felul următor: Ok, îl dăm mai departe către developer și vedem noi ce facem mai încolo. Și în momentul respectiv, chiar dacă nu prea luam eu cuvântul de obicei, pentru că mi-era destul de teamă să spun ceva, m-am dus și eu am spus, da, dar noi nu am testat lucrul ăsta. Cum poate să meargă ceva în development dacă noi n-am testat să vedem că tot ce am creat este corect? Cum putem noi să spunem că am făcut o sesiune de design thinking dacă noi nu facem ultima parte? Așa că, din acel moment, lucrurile s-au îndreptat într-o direcție foarte pozitivă. Am înțeles ce se întâmplă și am început să testăm. Era un produs care era dedicat în special pe partea de sales și pe partea de tot ce înseamnă companiile pe care le avem noi în portofoliu, cu angajații care sunt repartizați pe toate cele companii. Era implicat în felul următor: vendori, HR, financiar și așa mai departe. A urmat o muncă titanică, dar a urmat o muncă foarte faină, pentru că ne-am dat seama unde erau gap-urile, unde nu înțelesesem user flow-uri, unde nu știam exact cum merg lucrurile și așa mai departe. Deci, noi putem să avem, după cunoștințele noastre, noi putem să ne dăm seama că noi așa ne-am obișnuit să funcționeze toate lucrurile. Dar pentru altcineva care are o altă experiență în spate, lucrurile funcționează într-o modalitate total diferită. Nu vi s-a întâmplat oare niciodată să mergeți, nu știu, hai să iau cel mai ușor behavior pe care îl avem. Telefonul, da? Mă uit la mine și la soțul meu. El funcționează și face toate lucrurile pe telefon într-o anumită modalitate, da? Își customizează ecranul într-o anumită modalitate. Eu prefer cu totul și cu totul altă modalitate. E bine, asta se întâmplă cu fiecare dintre noi. Avantajul la telefoane, și se vede foarte bine că au fost foarte bine testate, este partea de customizare, astfel încât îl lași pe fiecare utilizator în parte să-și facă modalitatea lui în care funcționează. Deci asta ar trebui să se întâmple pe fiecare proiect. Să înțelegem de fapt ce face utilizatorul, cum este flow-ul unui utilizator și să îl dăm în felul respectiv. Pentru că nouă ni se poate părea stupid, efectiv, cum funcționează anumite lucruri. Dar pentru John din Statele Unite s-ar putea ca lucrurile care ni se par nouă stupide să fie efectiv mersul lucrurilor pe care le face el. Deci, userul trebuie să stea lângă experience ca să putem să fim într-adevăr user experience designers. Un caz absolut real, cu care, nu știu, câți dintre voi sunteți UX designer, UI designer și așa mai departe, vi se alocă un proiect pe care lucrați și vi se spune: ok, lucrați proiectul respectiv, dar nu vi se dă acces la utilizatori. Vine project managerul. El începe să aibă feedback. Și poate tu ai făcut un picuț de research și îți dai seama că, nu știu, sau uite, știi foarte bine că sunt anumite pattern-uri care nu pot fi încălcate. Dar nu, project managerul spune că nu este corect cum ai făcut tu, pentru că el are părerea lui. Mai departe vine clientul care are și el un feedback, da? Și în momentul respectiv, unde mai este munca ta ca designer? Toată lumea are feedback, tu nu prea ai cum să-ți aperi munca pentru că efectiv nu ai resursa ca să-ți aperi munca. Și resursa ca să-ți aperi munca înseamnă research-ul. Întotdeauna. Atât research-ul înainte, în momentul în care ai primit un proiect pe care trebuie să-l faci,
Fie că vei colabora, nu știu, acum sunt și companii care au efectiv departamente user research, care au UX researcher în companie. Dar în companiile mai micuțe, de exemplu, unde am și în companii mai micuțe și mai mari, acum depinde. Întotdeauna UX designerul e cel care trebuie să aibă grijă și de partea de research. Deci, din nou, întrebare. Cum îți aperi tu munca? Dacă toată lumea din jurul tău are un feedback, tu știi că nu este corect, pentru că, nu știu, nu este în acord cu usability heuristics, dar nu poți să spui sigur că nu, pentru că tu nu ai efectiv baza, tu nu ai efectiv utilizatorul care să spună, măi, nu e corect așa, e corect așa și așa mai departe. Ce spuneam? A nu implica utilizatorul final e un scenariu cât se poate de comun. Și cu siguranță l-ați întâlnit și voi în munca pe care o faceți. Fie la compania actuală, fie la o companie mai la care ați lucrat în trecut. Eu sper din suflet ca lucrul ăsta să se remedieze. De exemplu, de când că le povesteam băieților, eu am făcut o tranziție la actuala companie unde sunt. Am fost pe partea de management de echipă de design și am făcut tranziția către product. Și din martie, de pe 1, zilnic sunt în research ca să pot să înțeleg exact care este flow-ul clinical trials, nurse, clinician, hospital at home și o grămadă de alte lucruri pe care aveam destul de mult habar pentru că mai făcusem asta și în trecut, dar din nou fac foarte mult research. Săptămâna trecută, da, săptămâna trecută am avut 10 interviuri, statistici, chestionare, feedback, call-uri, tot ce vreți și ce nu vreți, dar este atât de fain pentru că începi să-ți dai seama care este făgașul pe care tu o să intri. Începi să-ți dai seama efectiv pentru cine crezi, să-ți dai seama care sunt situațiile de hazard, să-ți dai seama care sunt riscurile, să-ți dai seama ce probleme poți să aibă oamenii care îți folosesc produsul. Pentru că și la asta trebuie să te gândești tu ca designer. Tu ca designer nu faci efectiv doar un ecran. Nu faci efectiv doar niște interacțiuni. Tu ca designer trebuie să iei în considerare și aspectul, nu știu, dacă ai, dau exemplu acesta, dacă crei software pentru warehouses, da? Acolo trebuie să ții cont că e posibil să fie întuneric, e posibil să fie frig, e posibil să fie stres, e posibil să fie zgomot. Deci toată interfața pe care o faci tu trebuie să aibă toate informațiile astea în spate, pentru că o să-ți influențeze foarte mult ce culori vei folosi, ce acțiuni vei folosi, ce mărimi de fond vei folosi, cum vei structura informația și așa mai departe. Deci, tot procesul ăsta de research, și research-ul se face vorbind, research-ul, uite, de exemplu, pe partea de healthcare, se face foarte mult și din statistică, pentru că sunt statistici, nu știu, mă interesează să știu pacienții cu AVC, da? Sunt statisticile pe PubMed, să văd câți dintre ei sunt bărbați, câți dintre ei sunt femei, și după aceea mă duc la medic și discutăm pe statistică să-mi dau seama cum intervale de vârstă, cum se tratează fiecare și așa mai departe. Deci, cunoscând foarte bine utilizatorul, designul pe care o să-l creezi, produsul pe care o să-l creezi, pentru că nu creezi doar experiența pe care o să creezi, va fi efectiv dedicată utilizatorului final. Mai departe, e cazul de care vă spuneam. Mă tot gândeam cu ce să vin? Aș putea să vin să vă arăt cum a schimbat research-ul un ecran al unui produs pe care l-am făcut, cum a schimbat flow-ul, cum. Dar m-am gândit în felul următor. Ce ar putea să aibă mai mult impact ca să puteți să conștientizați importanța research-ului, importanța usability testing-ului, importanța cunoașterii mediului utilizatorului, cunoașterea flow-ului? Și atunci am zis clar că interfața care a murit-o pe Jenny. Aici e o poveste destul de interesantă și tristă în același timp. Jenny a fost diagnosticată cu cancer încă de mic copil și tot prin tratamente și tratamente a avut nevoie de pre-hydration and post-hydration după 3 zile de fluide intravenoase, da? După 3 zile de intravenos. Ok.
Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că după ce medicamentul i-a fost administrat, nurse-urile, asistentele care erau responsabile pentru a introduce toate informațiile în chartul lui Jenny, da? Pentru că dacă știm, cu toții când mergem la spital, ar trebui să avem un să fie un formular în care ni se introduc toate datele astea, dacă suntem în spital la fel. Și ar trebui să introducă datele respective acolo. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că ele au omis o informație foarte, foarte importantă. Și anume că ea trebuia să primească 3 zile de hidratare. Foarte important. Foarte, foarte important. Iar lucrul ăsta nu a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Și în momentul în care Jenny a terminat tratamentul, a și murit de toxicitate și de hidratare. Că în momentul în care nu a mai primit hidratarea, organismul său, tot tratamentul respectiv s-a transformat în ceva toxic. Și în momentul respectiv a murit. Și din ce cauză s-a întâmplat lucrul ăsta? De densa informație pe care o găsești efectiv într-un soc medical. Nu știu care, câți dintre voi ați avut șansa să vedeți asta. Eu am văzut de foarte multe ori pe viu, pentru că întâmplarea face să-mi și un pacient care în ultimii 9 ani a umblat foarte mult prin spitale și odată chiar am nimerit la UPU în momentul în care li s-a instalat softul, un nou soft. Și medicii efectiv nu știau cum să-l folosească. Și ce însemna asta? Pacienți care sufereau pe sală, pacienți care efectiv nu știau ce să facă medicii astfel încât să împace și softul și pacientul, pentru că trebuiau să aibă și niște date. Mai apoi au urmat culorile selectate. Au fost total distracte. Astfel încât n-ai mai putut să vezi că informația critică n-a mai fost highlightată. A fost, efectiv, totul la fel. Da? Și cred că știți când totul e pe același pattern și nu se schimbă absolut nimic. Nu s-a putut vedea în interfață, efectiv, informațiile despre tratament. Și nu în ultimul rând, prea multă atenție din partea nurselor să completeze toate informațiile în acel soft. Deci, dacă stați așa să vă întrebați, unde a fost vina? Aici a fost vina. Gândiți-vă că mergeți într-un spital și aveți asta. Da? Și asta este încă un charting software care se folosește în spitale din state. Și sunt și niște... Este o carte foarte bună pe care vă recomand în caz că sunteți curioși de domeniu. The Error is Human. Eroarea este umană. Și la fel explică problemele și umane, dar și de design care pot să apară în tratarea pacienților din spitale și câți pacienți mor cu zile tocmai din cauzele acestea. Deci, așadar, unde a fost greșeala? Greșeala a fost în felul următor. Să nu ai highlightat astfel de informație, aici a fost pus după, să ai prea multă informație aici, prea multe lucruri de completat. Deci avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. În medie, o asistentă poate să aibă 25-30 de pacienți. Dar de cele mai multe ori, lucrurile poate să stea și altfel, poate să aibă și mai mulți pacienți. Ca să poți să completezi 16 astfel de intrări și să poți să ai toate informațiile aici, iar interfața să te ajute, este foarte mult. Așadar, o astfel de eroare în care nu a fost făcut un user research, astfel încât să se vadă care este flow-ul nurse-ului, care este mersul lucrurilor, să se înțeleagă greutatea prin care trec ele până la urmă, că trebuie să completeze foarte mult. Faptul că ele trebuie să alerge dintr-o parte în alta la pacienți, faptul că pot să vină noi pacienți și așa mai departe, toate lucrurile acestea nu au fost luate în considerare. S-a făcut un soft, training nu a fost făcut suficient,
astfel încât a apărut această eroare. Deci, aici se arată foarte bine lipsa userului din user experience, din păcate. Vă recomand cartea asta, Tragic Design. O să găsiți multe alte cazuri. De exemplu, am mai citit, tot în ea era un caz cu cineva care a văzut o informație eronată de la bancă, cum că ar avea datorii de, nu știu, parcă 1 milion de dolari sau ceva de genul, nu mai țin minte, totuși au trecut câțiva ani de când am citit cartea și persoana respectivă efectiv n-a mai suportat. Deci gândiți-vă întotdeauna la importanța user research, prioritizați-l. Încercați să discutați cu PO, încercați să-i explicați importanța user research-ului. Nu vă crede, dați-le cartea asta. Dacă aș ști la câți PO am trimis cartea asta, ați fi uimiți. Dacă aș ști de câte ori mi-am pus în cap, la fel. Dar măcar știu că am procedat corect. Știu că conștiința mea e ok în faptul că știu că mi-am făcut treaba. Știu că am testat cu utilizatorul, știu că am încercat să fac ceea ce este corect. Și cu siguranță sper că am ajutat să devină și alții conștienți de cât de important este partea de user research în tot procesul de user experience. Și dacă vă întrebați cum mi-aleg o metodă de research, care este, de unde știu că este metoda corectă, da? Ei bine, este un framework foarte fain, se numește Three Dimensional Framework, în care o să vedeți și mai departe. E foarte fain împărțit între attitudinal and behavioral, qualitative and quantitative, and context of use. Deci astea sunt informațiile pe care totdeauna trebuie să le aveți în minte în momentul în care vă gândiți, ok, dar ce tip de research am eu nevoie? Imaginea asta a fost foarte important de menționat, a fost inspirată din Christian Rohrer, din Choosing the Right UX Research Method de pe NN Group. Behavioral, what people do. Attitudinal, what people say. Deci întotdeauna, cu asta trebuie să plecăm la drum. Ce fac oamenii sau ce spun oamenii? Ce ne interesează pe noi în research-ul pe care vrem să-l facem? Ah, și mi s-a dus puțin aici, din păcate. Și mai apoi, bazându-ne pe asta, apare partea de qualitative și partea de qualitative and quantitative. Aici va fi why, how to fix it, how many, how much. Context of use. Natural use of product, scripted use, dacă e făcut mai mult pentru laborator. Not using the product și combination. Aici am scuzați greșeala, e quantitative. Așadar, bazându-ne pe informațiile astea, aici, în schema asta, se arată foarte ușor ceea ce vrem noi să aflăm. Ce fac oamenii, ce spun oamenii, cum și cum să fixăm, cât și cât de mult. Da? Deci aici, fiind cuantitativ, aici cantitatea, merge mai mult pe A-B testing. Da? În A-B testing vedem întotdeauna pe care variantă a dat click mai mult utilizatorul. Da? Asemenea, putem să vedem customer feedback, pe care nu știu dacă în companiile voastre e ceva folosit, dar cu siguranță cu toții am trecut printr-un customer feedback în care am fost noi efectiv respondenți. Email survey și așa mai departe. Deci o grămadă de metode prin care efectiv extragem cantitatea din ceea ce fac utilizatorii. Cum extragem calitatea din ceea ce fac utilizatorii? Extragem întotdeauna calitatea prin interacțiunea cu ei. Interacțiunea cu ei prin focus grupuri, prin interviuri, prin card sorting, eye tracking, usability, deci usability testing, care poate să fie și în laborator, poate să fie și în afara laboratorului, poate să fie și moderat de la distanță și nemoderat de la distanță. Sunt o grămadă de modalități ca să putem să vedem cum lucrează efectiv utilizatorul pe un produs. Mai poate să fie ethnographic field study, adică efectiv te duci pe teren să vezi cum se întâmplă lucrurile cu utilizatorul. Poți să ai shadowing
Shadowing, când te duci în, nu știu, am fost în spital efectiv să văd cum lucrează o asistentă ca să pot să-mi dau seama, să înțeleg cât mai mult comportamentul și să îmi dau seama ce face ea, care sunt nevoile pe care le are ea, da? Deci, ce? Cum să o ajut? Care este comportamentul? Și atitudinea, din nou, găsește partea aceasta și din nou pe partea de ethnographic field study, pe diary camera study și așa mai departe. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri de vorbit pe partea asta, dar vă recomand foarte mult Choosing the Right UX Research Method. Găsiți multe articole foarte utile pe partea de user research pe NN Group. NN Group fiind Biblia pe care o consider eu a user experience. Cu ce ați putea să plecați de la prezentarea asta? În primul și în primul rând, dacă nu cunoști utilizatorul, poți să faci rău atât produsului, dar și businessului. Gândiți-vă întotdeauna că un produs este parte din business. Businessul ca atare înseamnă customer experience. Da? Adică cum mă raportez eu la businessul tău. În momentul în care ceva nu merge bine, customer experience cade. Utilizatorul respectiv poate să se ducă mai departe și să spună, ok, compania respectivă nu este absolut deloc ok, este o companie foarte aiurea. Da? Asta înseamnă scădere de vânzări și așa mai departe. Dar totodată poate să facă rău și utilizatorului, pentru că se pot întâmpla foarte multe lucruri din cauza unui design care nu a fost creat corect. Mai ales acum, când în pandemia asta, când toate lucrurile sunt destul de nu foarte așezate, încă și în tot contextul actual, lucrurile nu sunt absolut deloc așezate, avem nevoie de lucruri care să nu ne mai pună și acelea pe gânduri. Avem nevoie de flow-uri care să nu ne mai enerveze, să nu ne mai streseze. Din nou, pot să dau același exemplu vechi de ANAF. ANAF nu este o platformă care să-și asculte utilizatorii. Dar, din păcate, utilizatorii sunt forțați să o folosească și învață un comportament doar ca să poată să-l folosească acolo și să scape. Dar pentru cineva nou este absolut umplit să poți să faci ceva pe site-ul respectiv. Și asta se poate să întâmple cu foarte multe instituții ale statului, cu foarte multe, din păcate, cu foarte multe website-uri și aplicații ale instituțiilor statului care nu sunt absolut deloc usable și care sunt făcute ca să înveți un flow pe care l-a gândit cineva, dar fără efectiv să discute cu utilizatorul final. Ce puteți să faceți întotdeauna? Să fiți avocați pentru utilizator. Gândiți-vă că experiențele pe care proaste, pe care le puteți avea voi, cu privire la un produs, la o aplicație, un website, pot să fie și experiențele proaste ale altor utilizatori. Și experiențele respective să fie din cauza produselor pe care le-ați creat voi. Gândiți-vă întotdeauna că nu sunteți doar professionals, în același timp sunteți și utilizatori. Întotdeauna plec în momentul când mă apuc dimineața, mă rog, acum după masa de muncă, stau cu mine puțin și îmi spun că, ok, la un moment dat, ceea ce faci tu poate să se răsfrângă foarte tare asupra ta. Pentru că, ok, poți să zici că, păi da, dar eu fac software medical, da, dar tu poți să fii pacient la un moment dat și din cauza asta să suferi tu. Deci fiți întotdeauna aware că produsul pe care îl faceți voi trebuie să fie destinat pentru utilizator, pentru că la rândul vostru sunteți utilizator și dacă ceva nu merge bine, vă frustrați, vă enervați, vă stresați și așa mai departe. Să vă încredeți întotdeauna pe part în research. Research-ul este sfânt, dar research-ul bine făcut. Pentru că dacă citim două articole, n-am făcut research. Ăla nu este research. Am citit două articole. Efectiv, interacțiunea cu utilizatorul. Efectiv, sursele oficiale de informare. Uite, de exemplu, cum spuneam, puteți să găsiți o grămadă de materiale, într-adevăr, foarte, foarte bine făcute pe academia.edu, cred că așa este, pe ResearchGate și așa mai departe. Adică, efectiv, materiale care sunt lucrate, dar care se potrivească, într-adevăr, cu tematica voastră și, în același timp, să aveți și parte de
reading, dar și partea de utilizator. Și sunt întotdeauna să, când începeți să plecați la drum cu munca voastră, să țineți minte faptul că nu e user experience dacă nu este implicat utilizator. Este experiență și atât. Am avut, cum spuneam, din păcate, și asta nu e vina professionals, e un cumul de factori întotdeauna. Să nu știi diferențele între cualitativ și cantitativ, să nu fii făcut, să nu fii curios de într-adevăr ce face utilizatorul, cum face utilizatorul și să iei doar vizualul efectiv din care te inspiri de pe alte site-uri, construiești doar experiență care poate să fie efectiv efemeră și care să nu aibă absolut nimic pozitiv pentru utilizator. Dacă o să vreți să povestim, mă găsiți pe LinkedIn sau pe adresa mea de e-mail. Întrebări. Mulțumim, Andreea. Aș avea o întrebare, dacă e ok. Da. Cam care e timpul care îl aloci tu în medie pentru research, în general? Depinde de la proiect la proiect și faza proiectului, da? Acum, ți-am zis, de la întâi trebuie să facem, lucrăm la un proiect. Momentan lucrăm doar la un MVP. Și ca să putem să ne dăm seama exact de flow-uri, se făcea research undeva din ianuarie. Am intrat eu pe anumite părți, deci deja fac două, deci avem deja 3 luni. Și asta e o chestie general valabilă sau doar strict acum pe proiectul ăsta, să zicem? Depinde de proiect, adică cam pe orice proiect întotdeauna am avut o săptămână, două, trei doar pentru research, ca să pot să înțeleg că ceea ce fac e ok. Bine, în săptămâna respectivă mai poți să faci și alte task-uri, dar main focus să fie research. Pentru că, nu știu, am avut, cum ziceam și în trecut, când erau aplicații din alea mari în care erau utilizatori de toate tipurile, da, și din financiar, și din HR, și din vendor, și așa mai departe, și din sales, păi acolo a trebuit să fac foarte mult research, pentru că trebuie să înțeleg efectiv, pentru că era și în Brazilia, era și în Europa, și în State, și în Australia, și eram ceva de genul, deci pot să spun că la început m-am panicat, pentru că eram singură. M-am panicat, dar am mai avut și ajutor, m-au ajutat și colegii de la marketing și am putut să facem ceva, ca să putem să avem interviuri, pentru că altfel, să-ți dai seama cum merg lucrurile. Căci în momentul în care nu faci suficient research, eu am o vorbă că nu există niciodată suficient research și nu o să fie. Pentru că întotdeauna mai este o portiță, dar să fie atât de mult încât să poți să înglobezi cât mai multe persoane. De exemplu, cealaltă zonă foarte importantă pe care o recomand, întotdeauna să se ia în considerare și eventualele impairment-uri, dizabilități cu care pot să vină oamenii. Pentru că asta se uită. Deci, Aici din partea. ne referim la accessibility, Da, practic. da, da. Ne referim și la accessibility și accessibility trebuie să fie și parte din research și oricum accessibility trebuie să fie parte din proces. Pentru că de curând a fost o conferință internațională de accesibility extraordinar de faină. Dar problema există că, cred că, nu știu, cât dintre voi care lucrați în companii încercați să bifați un level de accessibility. Sunt 3 level-uri. A, și AAA. Da, A și AAA. Da? Câți încercăm efectiv să acoperim asta, și asta nu înseamnă că facem un beneficiu doar persoanelor care au deficiențe vizuale, neurologice, auditive și așa mai departe. Ne facem un beneficiu nouă. Pentru că în momentul în care tu ai testat tot contrast check-ul pe website-ul tău, da? În momentul respectiv, noi stăm foarte mult cu ochii în calculator. Unii dintre noi care poartă ochelari au și astigmatism. Ochii ne sunt foarte obosiți. Nu mai vedem bine. Da, și eu am astigmatism, ochelari nu-i mai port niciodată că trebuie să mă duc să-i schimb. Începem să vedem blurry. Începe să ne doară capul.
pentru că ochiul se focusează atât de mult să poată să înțeleagă ce se întâmplă lucrul ăsta. Și din păcate, accessibility-ul, care ar trebui să fie parte din research, ar trebui să fie parte din procesul de design, este dat la o parte, alături de multe, multe alte. Deci, noi ne focusăm strict, ceea ce observ, ne focusăm foarte mult pe cât de shiny e, cât de drăgălaș, cât de wow, cât de, dar cât de accessible, cât de usable, cât de, băi, oamenii chiar au nevoie de chestia asta, venim cu câte o chestie, câte o pagină din aia care ne ia mințile. Dar dacă este un produs pe care trebuie să-l folosești în fiecare zi, chiar poți să faci chestia asta? Să treci din 7.000 de blend imagini super mari și... Nu, nu ai cum, efectiv, pentru că noi avem deja un cognitive load cu care, pe care deja, nu știu, cognitive load e ceva cu care ne naștem, cred. Pentru că suntem bombardați de atâta informație și când vedem încă ceva, nu mai suntem capabili să reținem foarte bine, nu mai suntem capabili să facem foarte multe lucruri pe care le făceam înainte, da? În sensul că acum și un copil, de când e mic, e bombardat. Fă not, fă engleză, fă franceză, fă karate, fă aia, fă aia, fă aia, stai și pe calculator, învață și programare, da? Apar deficiențe de atenție și așa mai departe. Și încep să doară capul și așa mai departe, nu mai vedem bine și multe, multe alte lucruri. Sunt niște studii foarte interesante pe partea asta. Deci, din research, n-ar trebui să lipsească absolut niciodată. Și efectele pe care poți să le aibă pagina ta, cât de des folosesc utilizatorii anumite funcționalități și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem utilizatorul, că ce altfel nu facem bine. Mai am o curiozitate sau na, o, așa. Unde intră în tot procesul ăsta de research un click dummy, să zicem? Din nou, revin la partea de când ești în proiect. Ce tip de proiect ai? Că dacă ai un proiect, de exemplu, care e mai vechi și la care tu vrei să vii cu ceva, atunci poți să-l folosești foarte bine. Poți să faci și usability testing, adică poți să faci o grămadă de lucruri. Dar în partea incipientă în care tu ai proiectul, da? Eu am testat efectiv și wireframe-urile pe hârtie, la început, mai mult, acum mulți ani. Testam wireframe-urile pe hârtie. După aia am testat pe calculator. Testează în momentul în care ți-ai făcut așa scheletul, ca să vezi dacă utilizatorul înțelege scheletul. Ok, bun. Și hai să presupunem acum că proiectul e în fază incipientă. Au venit clientul, au zis, ok, da, vreau produsul ăsta, hai să-l dezvoltăm, așa și mai departe, da? Intră UX designerul în prima fază, de la bun Da. început? UX designer ar trebui să fie acolo, ca să poți să înțeleagă cât mai bine cerințele pe care le are clientul. Pentru că altfel ne transformăm, da, într-adevăr, product manager, product owner au niște roluri foarte importante. Dar UX designer trebuie să fie acolo pentru că el va lucra cel mai mult cu designul. El va translata toate requirement-urile respective în design. Și UX designerul, de exemplu, citeam de curând încă o carte foarte faină, cum să scrii requirement-uri pentru produsele medicale și era acolo menționat un pasaj foarte interesant că echipa, core-ul, în momentul în care ai primit un proiect, trebuie să fie, acum depinde de proiect, da? Acolo era exemplu de hardware, pentru că n-am, era, cum spuneam, pentru medical devices, hardware, software, design and product manager. UX designerul e capul. Pentru că UX designerul va implica după aceea și pe ceilalți. Pentru că el acum depinde foarte mult de metodologia pe care merge. Dar dacă merge pe metodologia de design sprint, de design thinking și așa mai departe, el va trage niște sforuri destul de importante. Cel puțin în proiecte în care am fost, a ajutat foarte mult că am fost implicată de la început și nu undeva după. Pentru că nu înțelegi foarte bine contextul. Ok, am înțeles. Și e vreo diferență între un, să zicem, între un UX designer și un designer de aplicații în general? Acum, nu știu dacă e așa o chestie foarte grea acolo și mie mi-e clar un pic. Care e Da. diferența dintre astea două roluri? Păi, din păcate, încep din nou cu un din păcate, piața a făcut acolo o ciorbă din tot ceea ce înseamnă denumiri. UI, UX, UI,
toate nebunile astea. UX designer, dacă nu știe niciun proces, doar face screen-uri și așa mai departe. Depinde de designer. Designerul, dacă te referi ca graphic designer, nu. Dar ca UX designer, care tu ai un proces, da. Pentru că UX designerul are în spate. UX designerul are procesul. Eu, de exemplu, pot să spun acum procesul meu. Understanding, da. Adică înțelegerea. Discut mai mult cu PO-ul. Într-adevăr, PO-ul, PM-ul o să discute mult mai mult cu clientul decât eu. Dar vreau și eu să înțeleg ce se întâmplă. Discut mai mult cu PO-ul, merg la întâlniri, vreau să văd un picuț cu stakeholderii ce se întâmplă, cum se întâmplă și așa mai departe. După aceea, după ce am înțeles eu câteva direcții, încep să mă duc să-mi fac research-ul. Frumos. Cu cuantitativ, cualitativ. Acum depinde de ce e de făcut. Și după aceea fac analiza. Analiza însemnând ce am descoperit eu în research. Care sunt într-adevăr utilizatorii noștri? Care sunt problemele pe care le pot utilizatorii? Ce flow-uri găsim? Uite, de exemplu, acum fac niște user journey pentru diferite boli. Pentru care necesită niște dispozitive medicale, da? Și am ajuns la diferențele dintre pacientul, cât de mult pot să difere. Deci gândiți-vă că e un medical device pentru vitals, da? Cât de mult pot să difere vitals, nu ca înregistrare, ci ca cum și le ordonează medicul, de la pacientul cu stroke la pacientul cu pneumonie. Pe ce pune accent? Pe ce pune accent prima dată la unul și pe ce pune la altul? E bine, asta este analiza pe care o fac eu. Deci, după ce mi-am adunat toată informația, încep să fac analiză, încep să fac user journey, încep să fac niște flow-uri, încep să fac o persona, încep să fac un user profile, astfel încât să pot să-mi dau seama cu cine o să mă bat mai departe, când o să am requirement-urile scrise, pentru că în momentul în care vine PO sau PM-ul, și să spun, ok, uite, astea sunt requirement-urile. Eu să am deja, ok, uite, ăsta trebuie să facă asta, prioritizare, uite, avem nevoie de customizare neapărat pentru doctor. Cum îmi influențează mie ceea ce am aflat? Păi, în primul și în primul rând, am nevoie de customizare a dashboard-ului din partea medicului. Pentru că dacă am pneumonie, pe medicul să-l intereseze prima dată să vadă temperatura și să vadă, nu știu, poate o să-l intereseze temperatura și partea de puls, da? Dacă am avut stroke, o să-l intereseze, acum depinde de stroke, dacă am avut stroke cauzat de hipertensiune, o să-l intereseze foarte mult partea de EKG și partea de tensiune, da? Asta o să fie. Și chestia asta mă ajută pe mine ca după aceea să știu să translatez că lucrurile alea o să vină o customizare, că nu o să am cum să fac un produs pentru fiecare, dar o să pot să-l las pe utilizator să-și customizeze. O să știu că nu toți pacienții sunt la fel, nu toți medicii își tratează pacienții la fel, fiecare vine cu particularitatea sa și așa o să pot să-l las eu să customizeze. Nu o să vin eu cu un flow predefinit, pentru că dacă vin cu un flow predefinit, o să fie vai și amar, pentru că nu o să mai înțeleagă nimeni absolut nimica. Și așa astfel încât poți să-i lași și înveți să customizeze, să-și facă treaba. După ce ai făcut analiza, într-adevăr vine designul și te duci din nou în validare. Da? Validezi ceea ce ai făcut dacă, într-adevăr, ceea ce ai făcut un design este corect. Și validarea poate să fie nu neapărat pe UI design, dar poate să fie în timpul wireframe, poate să fie versiunea 1 de wireframe, poate să fie versiunea 2 și așa mai departe, până ți se produsul bine. Că până la urmă, despre asta e vorba. Ce nevoie acoperim noi? Să nu mai creăm o altă nevoie. Și cam asta ar fi procesul. Și într-adevăr, sunt diferite roluri în echipe. Poți să fie într-o echipă, dacă este o echipă mai mare de UX, poți să fie rolul de UX researcher care asta face, poți să fie UX writer-ul care el se ocupă ca totul să fie consistent, poți să fie UI designer-ul care își face trebușoara și graphic designer care își fac trebușoara din punct de vizual, de vedere vizual, care să arate absolut ok, poți să fie persoana care efectiv are grijă de tot procesul să fie implementat. Acum depinde de la echipă la echipă. De multe ori am fost în echipă în care am fost Ruțu Camila. Mai puțin pe partea de graphic design, pentru că acolo nu am skill-uri. Dar până la wireframe, tot am făcut tot procesul. Bucățică cu bucățică. Singura chestie care m-a ajutat foarte mult companie erau contacte ca să mă duc mai departe pe partea de research.
Dar restul contactam eu. Da, am înțeles. Iacob, văd că vrei să pui o întrebare. Da. Uite, eu lucrez în domeniul legal, în partea de Irlanda și, practic, noi oferim servicii B2C. Și avem o platformă care lumea folosește. Cel puțin la început am avut probleme în ideea de clienții mai mari. Ziceau, cine sunteți voi? Nu avem chef să vorbim despre cu voi. Nu dedicăm timp, chiar și plătit, avocaților noștri să vă povestească ce se întâmplă de fapt. Și așa că am lucrat cu firme mai mici, care au early adopters, dar ei adopters, deja erau mult mai tech savvy și le plăcea și zicea, a, da, uite, ce fain e că aveți chestia asta și, adică ne cântau în strună, să zic așa, pe design-uri mai moderne. Și când am ajuns cu produsul la clienți mai mari, zicea, a, păi nu arată ca chestia asta veche care o folosim noi tot timpul, nu vrem să folosim asta. Și clienți foarte diferiți, în aceeași nișă, care au aceleași flow-uri, practic, dar nu sunt pregătiți să folosească ceva nou. Și asta a fost foarte surprinzător pentru mine, că nu m-am dat de asta. Da, vin foarte multe companii care au aceeași rutină și sunt obișnuiți cu aceeași interfață. Și din păcate, chiar dacă este o interfață foarte deficitară, ei continuă să o folosească. Aici, de exemplu, ce ar fi ajutat research-ul să vedeți exact cu clienții mari, da? Cu personal din cadrul companiilor mari, să vedeți exact ce anume ține pe flow-ul lor. Care sunt punctele tale ale flow-ului lor? Cum poți să-ți customizezi, până la urmă, aplicația ta, platforma ta? Că poți să fie, nu știu, poate le plac culorile. Ok, adaugi o secțiune în care poți să-și schimbe culorile și l-ai rezolvat. Vine și el este adopter al platformei tale. Ei, trebuie un onboarding. Ok, facem un onboarding din ăla frumos cu săgetuță și punem tot timpul ca onboarding-ul să se deschidă și să-l ajute. Adică astfel de chestii poți să le afli dintr-o discuție cu ei. Și poți să spui, ce-ți place de tot vrei să stai acolo? Care este motivul? Da? Și atunci el o să spună, păi, da, uite că Haios mai motivul... este când te mint. Pentru că și asta am pățit. Și când am fost la fața locului, am văzut de fapt că foloseau altfel. Și bine, avem și tracking și toate astea și vezi niște behavior și nu le înțelegi. Și zici, păi uitați, am observat că folosiți așa fel, ne puteți folosi mai mult și zic, a, păi nu, noi nu facem asta. Și pe aia când vezi acolo când dă click, de fapt e altfel. Deci e calitativ. Dar știi din ce cauză? Deci noi, ca oameni, suntem tentați, dar acum depinde foarte mult de researcher. Eu la început am pățit-o. Am pățit-o pentru că habar n-aveam exact cum să fac un research. De ce să fiu, de ce să mint? Nu m-am născut învățat, am învățat din greșeli. Puneam întrebări care să-i ajute așa pe ei, știi, să mă ducă pe mine pe firul pe care voiam eu. Și toată lumea face asta. Și cel mai nasol e momentul în care îi duci și îi pui într-un focus grup. Deci eu m-am învățat minte să nu mai fac focus grupuri. De ce? Pentru că apare rușinea. Și asta cred că o pățim cu toți. Ia să stăm cu toți într-o cameră și unul să fie mai vorbăreț și să-și zică tot timpul, a, ăsta știu, ăsta știu, chiar dacă spune prostii, noi ceilalți să zicem, bă, da, mă, dar poate e greșit, da, uite că nu-i zice nimeni nimic, el știe, da, așa e cum zici tu. Apare neîncrederea în tine. Apare ideea de a urma ceva doar pentru pur și simplu faptul că na, ceilalți fac, nu vrei să rămâi cel de la coadă. Și asta se întâmplă în viața de zi cu zi. Adică asta este un comportament pe care noi îl avem. Dar este o carte foarte faină în care puteți să prindeți astfel de lucruri. Se numește Think Like a UX Researcher. Extraordinar. Vă recomand cu tot dragul. E delicioasă. Acolo îi prinzi. Îți dai seama unde poți să-i prinzi. Îți dai seama, de exemplu, deci eu știu cât pățeam, nu știu, deci zile, ieri am avut o chestie, îmi zice managerul meu un acronim. Băi, văd că tot continuă, văd că tot continuă. Eu eram ceva de genul, bă, se așteaptă să-l știu. Acum, dacă zic că nu-l știu, oare cum o să pic? Ai scala, Andreea, hai, dacă ai de picat prost, pici. Și spun, scuză-mă că te întreb. Nu cred că știu eu foarte bine ce înseamnă acronimul pe care l-ai spus. Măi, te simți foarte mic în momentul respectiv. Dar cred că asta ni se întâmplă tuturor. Dar măcar m-am simțit, a trecut rușinea, nu știu ce o fi gândind despre mine, poate s-a aștepta să-l știu.
poate nu se aștepta să știu, habar nu am. Am plecat de la premisa că eu trebuie să știu ce se întâmplă. Că dacă nu o să știu și o să-l aud într-un alt context, la fel o să dau și habar n-am ce o să se întâmple nici atunci. Așa că chestia asta e cumva acolo. De mici copii suntem învățați să punem întrebări, dar cumva după ce mai creștem, a, e o rușine să nu știi. A, cum nu știi să faci chestia asta? Eu efectiv recunosc, deci nu știu ce... Am avut de testat un medical device și am spus clar, păi nu știu să fac chestia asta. Da, nu știu. Dacă mai nimerești un utilizator ca mine, dar suntem doi care nu știm. Asta este o problemă. Sau, uite, mă uit la cum folosește soțul meu telefonul și cum îl folosesc eu. Deci uneori stau și mă gândesc, păi, deci sunt la... El e la lumină de cum îl folosesc eu, da? Dar mi-asum. Păi asta e, atâta pot. Deci, întotdeauna ne lovim de rușine. De rușinea de a nu ști. Și asta este un lucru pe care trebuie prins foarte mult în research. Te-am zis, eu nu mai folosesc focus grupuri tocmai din rațiunea asta. Pentru că am văzut că se întâmplă astfel de lucruri și poți să-ți denatureze super mult research. Și asta s-o prins abia după la un usability testing. Am pățit. Deci, da, v-a spus, dat cu capul, am învățat, știu de ce să mă oferesc data viitoare. Alte întrebări din public. Uite, eu aș fi curios, ai mai recomandat până acum niște referințe cărți. Eu, ca developer, am lucrat cu UI UX designer și mi se pare super necesar să ai un proiect oameni cu responsabilități de genul ăsta și mi-ar plăcea să am și eu un pic gândirea îndreptată către direcția asta, măcar așa cu niște resurse minime, să am o oarecare putere. Așa că dacă ai putea să recomanzi niște resurse, ar fi super. Nu știu. Trimite-mi-le mie, Andreea, și o să le trimit eu peste tot, le pun eu peste tot resursele. Voi să vă trimit resurse și cel mai important, dacă chiar o să pun asta aici, pentru că poate o să-l găsească necesar toată lumea. Așa, unde e aici? Deci, NN Group, la articole. Acolo găsiți, cum spuneam, este Biblia a tot ceea ce înseamnă user experience și cel mai important din astea, dacă vă bazați pe astea, o să vă ajute foarte mult. O să înțelegeți, adică chiar și tu, chiar dacă ești developer, nu contează. Astea, dacă le vezi în design, ceva de aici, atenționează-l pe designer. Sunt cele 10 euristice ale usability. Orice produs ar trebui să le aibă pe astea. Și e ca un fel de, ok, un checker, da? Are visibility of system status? Are. Dacă n-are, mă, uite, eu știu chestia asta că așa trebuie făcut. Și în momentul în care te duci cu catastiful ăsta, e o păginuță, nu e mare lucru, la, nu știu, product manager, designer, etc., etc., ar trebui să-l urmeze, pentru că asta, Jacob Nielsen e din nou jumătate de părinte din tot ceea ce înseamnă user experience, usability. Și astea stau la bază tuturor chestiilor. Astea ar trebui să stea la bază tuturor chestiilor. Și cred că o să te ajute foarte mult. Și o să trimit mai multe resurse către Ștefan. Da, am să le împart cu toată lumea, cu siguranță. Da. Alte întrebări, completări, sugestii, orice. Nu fiți timizi, Andreea nu mușcă. E, mai știi? Da. Dacă nu mai am eu o întrebare, da. Ca și UX designer pe software, o să migrezi către hardware? Să faci product design, să zicem? Ok, da. Nu se poate. Acum fac asta. Ok. Acum fac asta și e foarte fain. Uh-huh. Deci poți să faci asta, dar într-adevăr trebuie să înveți. Înainte să fac, în timpul tranziției, aproape 2 luni cât a fost, că știam că o să trec pe medical devices și totodată și software, am citit. Deci terminam jobul,
până noaptea, deci se termina, nu știu, pe la 7:30, 8, până pe la 1, citit. Cărți, cred că am citit, am citit, am citit, am citit, încât visam efectiv ce citesc. Dar e fain. Pentru că te ajută. De exemplu, în momentul în care am primit device-urile să le testez acasă, mi le-au trimis colegii din state. Deci a fost o chestie extraordinară, pentru că a trebuit să vin cu recomandările și de usability. Cum spuneam, fac research, dar pe lângă mai ai și alte task-uri. A trebuit să fac toată analiza din punct de vedere usability a device-urilor. Și este absolut fantastic. Deci, eram happy până acum de software, dar acum mi s-a dat o jucărie nouă și e absolut fain. Da, deci poți să faci chestia asta dacă într-adevăr te documentezi. Eu merg foarte mult pe ideea că un good professional nu contează dacă e developer, dacă e tester, dacă e UX designer și așa mai departe. Dacă este într-o continuă învățare, n-are cum să nu facă. Așa, da. N-are cum. Trebuie să vrei. Dacă Exact, vrei, corect, corect. poți face orice. Așa e, așa e. Ok. Alte întrebări? Tot eu am vorbit și cu Iacob. Nu, glumesc. Când decizi că e momentul potrivit să începi să faci redesign la, nu știu, o pagină veche, având în vedere considerente de preț și chestii de genul ăsta? Asta e o întrebare foarte bună. Acum depinde dacă întrebi un designer sau întrebi omul de produs. În momentul în care începi să primești recenzii negative din partea clienților, în momentul în care vrei să aduci o schimbare tu ca brand, vrei să vii cu un alt suflu. În momentul în care îți dai seama că conversia nu mai este cea pe care ți-o dorești, asta nu știu, dacă ai un shopping cart sau, nu știu, ești o companie de telecomunicații și așa mai departe, nu mai ai conversie. Și în momentul respectiv tu îți dai seama că există o problemă. Ce faci? De cel mai mult ai un hojar în spate, poți să ai un heatmap și așa mai departe. Of course, partea de research, ca să-ți dai seama ce a mers prost și după aceea te duci mai departe. Acum depinde foarte mult de pagină, dar dacă este o pagină destul de importantă și nu convertește în ceea ce ai avea tu nevoie, ăla este momentul în care tu trebuie să decizi, ok, pagina asta trebuie regândită. Dacă tu, nu știu, ești angajat nou la companie, dacă ești designer, angajat nou, chiar și developer, no matter, și îți dai seama că pagina respectivă, nu știu, e inaccesibilă, nu e usable, uite, astea e euristicile. Poți să te duci să discuți mai departe și să schimbi lucrurile acestea. Mai greu uneori, pentru că întotdeauna apare considerentul de preț. Acum depinde. Dacă sunteți pe outsourcing sau pe firmă de produs. Că lucrurile stau destul de diferite. Pe outsourcing lucrurile se fac un picuț mai rapid. Pe firmele de produs mai ai timp să le mai decantezi, mai ai timp să te mai întorci și așa mai departe. Acum depinde foarte mult de mentalitate, de ce se vrea prin business, pentru că din nou, pot să fie și chestii care lasă, bă, că merge așa. Din păcate, e o chestie întâlnită. Dar asta, dacă e o pagină care ar trebui, dacă este o pagină importantă, dacă nu convertește, ăla ar trebui să fie un moment în care trebuie să decizi că, băi, trebuie să fac ceva acolo. E ceva greșit. Super, mersi. Și mai am o întrebare. Da, te rog. Ce părere ai de loading spinner și cu ce le-ai înlocui? Loading spinnere. Da. Dacă, spre exemplu, nu știu, timpul de încărcare a paginii, păi de, habar am, 10 Păi secunde. uite, Bun. da, aș prefera să văd un timp, dacă este un timp real. Ca utilizatorul să știe cât timp trebuie să aștepte acolo. E foarte enervant în momentul în care tu aștepți și ăla se tot încarcă și nu știi ce se întâmplă. Sau chiar și la upload, chiar și la download și la orice alte, la alte chestii. Pentru că la unele încă avem niște loading spinnere. Dar chestia asta e documentată foarte fain și pe asta, pe euristice. Întotdeauna să ai visibility of system status. Ce anume se întâmplă, da? Chiar dacă e loading acolo, tu ar trebui să știi, nu știu, măcar ai un mesaj pentru utilizator. Loading-ul ăsta durează mai mult, nu știu, poate te duci și ți iei o cafea sau ceva în genul ăsta. Adică dacă nu poți să găsești un timp
pe care să poți să-l dai estimativ utilizatorului, atunci să găsești un microcopy prin care să nu-l frustrezi. Căci asta este cealaltă variantă. Acum, din nou, întotdeauna este foarte bine și când ai un upload și un download, să ai întotdeauna un progres. Pentru că asta ne interesează, pe la urmă, să vedem progresul respectiv. Dar în momentul în care spinnerul ăla, am așteptat după un spinner vreo jumătate de oră la un moment dat. Și am mai dat încă o dată refresh și a luat-o de la capăt și n-am mai avut răbdare. Ce aș fi așteptat eu ca utilizator? Păi, să-mi fi spus, durează foarte mult, revin eu după 3 ore. Mai avem, tot lucrăm, ceva s-a defectat. Adică să interacționeze cu mine, să nu fie doar spinnerul respectiv. Utilizatorul, în momentul în care, dacă ceva nu merge bine, ai nevoie de un ajutor, de un helper, de un cuvânt bun. Dacă la o pagină de 404, întotdeauna, chiar asta legat de 404, să nu faceți pagini de 404 seci, da? Du-te și cumpără, du-te și fă, du-te. No. Vină cu un mesaj haios, destresează pe utilizator, scoate-l din starea de frustrare, pentru că în momentul în care l-ai băgat în starea de frustrare, se devine tot mai enervant. Aha, deci nu-ți merg chestiile, mă mai pui să mă mai duc să-ți mai și cumpăr marfa. Nu. Deci trebuie să vii cu o soluție cât mai care să-l scoată pe utilizator dintr-o anumită stare. Deci, probabil, ca să vin eu cu o completare, probabil de aia multe dintre aplicațiile din ziua de azi au cam renunțat la spinare și au aplicat progress barul ăla sus de Da, tot. da, da, da. Da, 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 da. Da, pentru că spinerele, de asta spuneam, să pui o iconiță care stă acolo și stă și se învârte și tu nu știi efectiv ce se întâmplă. Mai funcționează sau a intrat într-un infinit loop? Nu. Deci utilizatorul are nevoie de efectiv să înțeleagă ce se întâmplă acolo, da? Pune un mesaj, să-i apară alt mesaj, adică poți să vii cu tot felul de idei. Sau ceva skeleton sau randez cumva. Da, sau și Deci, eu, da, exact. orice, dar care utilizatorul să vadă că se întâmplă, să aibă un microcopy, dacă e cazul, dacă tot nu se vrea să renunțe la spinere, măcar să fie un microcopy, mai durează 5 minute, mai durează 4 minute, mai durează 3 minute, stai că am luat-o de la capăt și așa mai departe. Adică, chiar dacă e ceva de acest tip, să aibă o interacțiune cu utilizatorul. Microcopy e foarte important în partea de crearea experienței cu utilizatorul. Cât de important este pentru end user schemele astea așa complexe, tranziții, nu știu de care, lucruri complexe de UI? Ajută la ceva sau sunt numai lucruri fancy care nu prea așa au locul? Depinde de la ce tip de utilizator te duci. Dacă te duci la millennials, acolo prinde. Acolo prinde. Acolo. Deci, depinde. Dacă te duci la 45 plus, nu prea mai prinde. De asta spuneam, cunoașterea utilizatorului e super importantă. Vârsta joacă un rol foarte important. Deci, mă uit la părinții mei, da? No. Tu e ceva, bai cu telefonul, Andreea, nu știu ce am făcut acolo. Dar e în română, mama. Uite, de exemplu, nu pot să gândesc în română, când accesez un telefon. Da? Ce se întâmplă acolo? Cum fac? Cum rezolv? Trebuie să ții întotdeauna cont de vârstă, de... Da, vârsta e foarte importantă. Și ce aplicații folosesc utilizatorii, ca să poți să-ți dai seama în ce direcție te duci. Sunt drăguțe chestiile alea pentru un anumit public. De exemplu, pe mine mă interesează chestiile să meargă rapid. De exemplu, la Mac nici n-am Nu-mi place chestia aia să poți să magnifici iconițele și tot, nu? Cât mai static, cât mai plat, cât mai ascuns, cât mai să am spațiu. Adică depinde de utilizator. Dacă mergi către minimalism, o să vrei niște tranziții super soft care aproape să nu fie tranziții, știi? Adică să fie cât mai soft, da? Dacă mergi mai pe altceva, s-ar putea să fie nevoie de mai mult, dar trebuie să cunoști întotdeauna utilizatorul. Aici că ai zis de chestia asta, că tu preferi ca iconițele să fie nu știu cum și așa. Na, doi UI UX designer o să gândesc că diferit, cel puțin într-un anumit procentaj. Nu știu exact cum să formulez întrebarea asta, dar care crezi că e impactul ăsta dintre diferențele dintre designeri? Problema poate să vină un designer, trebuie să fie foarte obiectiv, să nu fie subiectiv. Mie, de Normal. exemplu, dacă nu-mi plac iconițele așa,
Asta nu înseamnă că celorlalți nu le plac. Mie personal nu plac. Dar nu înseamnă că nu le pun în produs, dacă asta cere utilizatorul. Ne lovim foarte des de subiectivism. Ca UX designer nu trebuie să fii subiectiv. Trebuie să fii cu sânge rece. Și e... asta este adevărul. Trebuie să te gândești că nu faci produsul pentru tine. Că nu tu ești utilizatorul principal. Trebuie să te gândești că utilizatorul principal are alte gusturi. Că mai întâlnit și chestia asta. Păi da, da, nu-mi place mie. Păi da, da, nu e vorba că nu-ți place ție. E vorba că utilizatorul final are alte gusturi. E... designerii, cred, sfatul meu, cred că pentru designeri ar fi să se detașeze. Să se detașeze de părerile lor personale, să fie păreri întotdeauna argumentate, cu argumente valide. Deci în momentul în care eu vreau să schimb o chestie, eu nu mă duc și spun la managerului meu, îi spun, păi, da, vreau să schimb chestia asta. De ce? Păi, da, nu-mi place mie. Nu, mă duc, ok. Vreau să schimb chestia asta, uite, bazându-mă pe chestia asta, bazându-mă pe euristică, bazându-mă pe pattern-ul ăsta, bazându-mă pe documentație, pe statistică, pe toate chestiile. Mă duc acolo și fac un cârnaț care să-i arăt pe ce mi se bazează mie teoria de schimbare. Altfel, din nou, creezi o experiență pentru tine, nu creezi pentru utilizator. Deci, efectiv, trebuie să fii foarte ancorat în obiectivism. Și părerea ta, teoretic, nu există. Tu trebuie să fii professional și that's it. Tu creezi softul pentru cineva. Tu ești avocatul persoanei respective. Cum ar fi ca toți avocații să spună toate alte chestii pe acolo și să părerea lor. Ar fi foarte nasol pentru cel pe care îl apără. Mai ales dacă, nu știu. Deci tu, ca user experience designer, trebuie să-și lași toate părerile undeva, la ușă, în momentul în care te-ai dus la job, sau, mă rog, la ușa casei, dacă lucrezi de acasă, și să ai întotdeauna argumente pentru ceea ce faci. Căci munca fără argumente e, cum spuneam, ajungem din nou să facem o grămadă de chestii shiny, care ne plac nouă, dar care să nu fie ancorate în realitate. Yep, makes sense. Și cumva așa parțial extrapolat și în lumea devilor, nu trebuie să devii foarte atașat de codul pe care îl scrii atunci când primești un feedback, o părere. Da, de acord, da, da. De acord aici. Da. Da, da. În general, trebuie atașamentul de produsul pe care îl faci te poate face să pleci într-o companie. Cunosc cazuri. Mă rog, eu mă atașasem prea mult de produs și nu mai voiam să plec din companie, chiar dacă erau alte chestii. Deci. Adică se mai poate și așa și asta nu e neapărat foarte bine. Dar cunosc cazuri, caz chiar în echipa mea, într-o fostă echipă, când persoana respectivă nu, din momentul în care i s-a luat produsul din anumite rațiuni, nu a putut să meargă mai departe. Nu a înțeles de ce e produsul lui, al lui. Nu e al tău, mă. Ai lucrat pe el, ai investit timp, clar. Dar e pentru experiența ta, e pentru creșterea ta profesională. De-aia spun că tot timpul, când vine vorba de creșterea ta profesională, focusează-te pe asta, știi? Adică mergi, dezvoltă-te. Chiar dacă ți-o lua produsul, e un produs. Nu-ți face de mâncare, tu trebuie să crești din ce în ce mai mult din punct de vedere profesional și doar așa o să poți să treci. Pentru că altfel, dacă te atașezi super mult de chestii, ies războaie în ședințe. Supărări, tristețuri, frustrări și așa mai departe. I've been there, done that. Da, pentru că e o greșeală pe care o facem comună, cred că cu toți, mai ales la început. Cumva, printre primele tale proiecte, cum să nu mai fie ăsta proiectul meu acolo? Mi-am clădit viața. Da, da. Acolo ai învățat ceva, e timpul să mergi mai departe. Lasă-l și pe altul să învețe pe proiectul respectiv. Sau, nu știu, de exemplu, dacă proiectul nu se mai implementează. Altă tragedie și acolo. Da, mă, n-a mai fost să fie. N-a mai venit buget. Ce să facem? Trecem la un alt proiect care să sperăm că se va implementa. Adică, cred că ne-ar ajuta foarte mult orientarea să creștem, să învățăm din fiecare lucru câte ceva. De asta spuneam și validarea asumpțiilor în research, da? Păi tu în momentul în care tot creezi așa design-uri pe bandă rulantă, da, că
fabrică de design, nu? Cum îți validezi asumțiile? Pentru că vine cineva și zice, ah, cât de frumos e! Ce ai învățat din asta? Că a spus cineva că e frumos, știi? Asta nu te Care e ajută cu valoarea? nimica, da, corect. Care e valoarea pe care o aduci? Asta ar trebui să fie mindset-ul pe orice. Ok, vezi ce poți învăța dintr-un lucru, let it go, mergi mai departe, învață din alt lucru, let it go, mergi mai departe. Pentru că în viața profesională, nu știu, uite, de exemplu, eu am trecut prin restructurări, am trecut prin tot felul de chestii și trebuie să înveți să mergi, să te adaptezi. Adaptare. Da. Mulțumim, Andreea, pentru prezentare. Nu știu. Mulțumesc și eu. Nu cred Sper că mai că avem timp. Cred v-a că fost utilă. s-o cam terminat timpul, să nu vrem să ținem lumea prea mult. Am să strâng toate resursele de la Andreea și am să le pasez către toată lumea. Și câteva chestii organizatorice. Da, cum spuneam la început, următorul va fi în continuare online. Cel mai probabil tema va fi despre AI. Sper. Așa. Eu tot timpul am problema, eterna mea problemă cu speakerii. Deci dacă printre voi sunt oameni, sunteți care vreți să susțineți o prezentare, vă aștept pe mail, pe Twitter, mă găsiți oriunde. Puteți să-mi scrieți și putem să discutăm mai multe. Și sper că undeva prin mai, iunie să trecem, să revenim în format în format fizic. Cam atâta. Mulțumim, Andreea, din nou pentru prezentare Mulțumesc și eu. și pe data viitoare. O zi faină în continuare să O aveți. zi faină! Weekend fine! Weekend Pa, pa! fain. Weekend fine! Pa, pa!